Este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România, dar și una dintre vedetele emblematice ale ProTV-ului. Deși o vedem zi de zi pe sticlă la știrile de la ora 17, puțini sunt cei care cunosc detalii despre viața personală a Monicăi Dascălu. După relația cu Adrian Mutu, fosta jurnalistă s-a căsătorit cu avocatul Mihai Băjenaru. Au trecut 13 ani de atunci, timp în care Monica nu și-a scos niciodată soțul în lume și a refuzat vehement să răspundă la întrebările jurnaliștilor despre partenerul de viață. Ei bine, așa cum deja v-ați obișnuit, CanCan.ro aruncă o bombă de zile mari. Conform surselor noastre, vedeta ProTV a divorțat în secret de soțul său după un mariaj de 10 ani. Divorțul a fost parafat de un notar, în cea mai mare discreție, iar singurii care știu că ruptura s-a produs sunt membrii familiei acesteia. Din 2021, cei doi foști soți au întrerupt orice legătură.